Un mehedințean a încercat să păcălească oamenii legii din Gorj. Bărbatul aflat la volanul unei mașini le-a prezentat agenților un permis fals în timpul unui control de rutină. Verificările l-au dat de gol, bărbatul alegându-se cu dosar penal. La data de 17 iunie anul curent, polițiști din cadrul serviciului rutier au depistat un bărbat de 48 de ani din comuna Izverna, județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67D Apa Neagră, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cu ocazia controlului efectuat, conducătorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritățile cehe, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că acesta ar fi fals. În cauză a fost întocmit dosar penal, polițiștii continuând cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.